Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Știu că n-am mai postat de mult, am văzut că deja abonații au început să plece. Nu am avut timp, o să vă arăt și motivul de ce nu am avut timp. Am vrut să vă arăt rațele, am mai tăiat din ele. Nu prea se observă, dar am mai tăiat din ele. Să vă arăt și puii. Să mergem la pui acum. Să mergem pe aici. O să intrăm la pui ca să vă arăt și ceva. O să pun puțin pe stop. Am revenit. Ia uitați, puii, am pus niște scânduri aici, dar după cum se observă, am pus 4 scânduri, le-am bătut în cuie, pentru că puii și bibilicile și găinile petice se urcă sus și puii care mai mici, am pus o scândură aici, am bătut-o în cuie, în două cuie, ia uitați, și să poată dormi pe ea, să se suie pe ea. Am băgat puii de găină pitică aici, uitați-i. Uitați-i. Uitați cât este de frumos. Am unul în care îmi place enorm de mult. L-am prins. Stai. Uitați-l. Nu prea stă. Ia uitați-l, este un cocoșel, îmi place extrem de mult, zboară, nu prea stau. Și mai sunt puii care îmi plac extrem de mult, nu știu, la anul s-ar putea să mă axez doar pe găini pitice. Ia uitați găina pitică din april, sora la aceștia mici. Bibilicile sunt pe acolo, ia uitați una, uitați-o pe a doua acolo, nu prea se văd, ia uitați-le acum. Să mergem și la găini să vă arăt. Uitați și găinile, bibilicile. Să mergem puțin să vă arăt și de ce nu am avut timp să postez. Ia uitați. De asta nu am avut timp să postez. Mai sunt și acolo, am mai și făcut din ei. Nu am avut timp, din cauza asta nu am avut timp să postez. Văd că coșul pitic este acolo. Și am și, uitați pe iepurița, am și o surpriză pentru voi. O să mergem acum la ea. Am revenit la surpriză. Ia uitați, găina pitică și-a făcut cuibul. Alaltă ieri am găsit și eu cuibul, din greșeală. Și văd că s-a pus iar pe ouă. A treia oară, mămică. Vrea să devină mămică. Nu știu câte ouă are. Are 9-10 ouă. Că i-am pus două eu. 10 ouă. Și uitați, clocește bine, o să o las. Pentru că dacă o să o prindă fricou, o să o iau în casă. O să o iau în casă cu mine, într-o lădă. Uitați-o. E superbă. Și așteptăm puișorii. Și-au făcut cuib la vecina unde casa e părăsită. Ia uitați unde și-a făcut cuib. E nebună. Pe o sobă stricată. Și trebuie să o iau. O să o iau
Când se pune ea foarte, foarte bine pe clocit, o să o iau chiar mâine, cred. Și, dragi prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share și subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!